Soția mea și-a făcut două prietene noi și vor să facă o noapte a fetelor la noi acasă. Eu sunt de acord, însă după ce mă întâlnesc cu aceste prietene, îmi dau seama că sunt destul de ciudate, se comportă foarte bizar și parcă ascund un secret. Încerc să spun Magdalenei că nu trebuie să aibă încredere în ele, dar ea nu mă crede și le cheamă la noi acasă. Rămâi până la final ca să afli ce s-a întâmplat în acea noapte. Abia ce m-am trezit, băieți și fete, este ora 11 și ceva, dar să zice să fiu cu voi, nici măcar nu mă interesează, pentru că astăzi este prima zi de weekend, este sâmbătă, sunt liber de la muncă, copiii sunt liberi de la școală, dar văd că Magdalena nu e aici, fraților. Acum vreo oră și ceva când m-am trezit să mă duc până la baie, era aici și din câte am înțeles de la ea, astăzi o să avem așa o zi în familie sau ceva de genul. De asta e undeva, undeva mai jos, e cu copii sau care-i treaba? Uh, Magdalena? E ușa deschisă. O fi plecat de acasă sau care-i treaba? Magdalena? Ia stați. Răzvan, Izabela, ce faceți? Băi, Răzvane, la aia. Ce faceți? Stăteam. Bine, tu? Păi, unde e mama voastră? Tocmai ce m a trezit. Văd că mama, ma, mama, voastră nu e acasă. E la Mec? Cum adică e la McDonald's? V-ați dus să... Uh s-a dus să vă ia ceva de mâncare? E cu Bianca și Claudia la McDonald's. Sunt noile ei prietene. A, da, le știu pe Bianca și pe Claudia, băi și fete. Sunt, din câte am înțeles, două surori care se înțeleg foarte bine cu Magdalena. Păi și s-a dus așa cu ele acolo? Nu vă lua și pe voi? Nu vă zis să vă ia ceva de mâncare sau ceva? Păi haideți că nu. Păi haideți că numai bine mă duc și eu acum doar între fete. am înțeles. O să mă duc și eu numai bine să le cunosc pe Bianca și pe Claudia și vreți să vă iau ceva de la McDonald's? Vreți să vă iau ceva? Nu. Bun, păi haideți că mă duc. Eu nu vreau. Bun. Păi și fii de păi că mor pe mașină și mă duc până la McDonald's. Na, nu știam că, că Magdalena a plecat de acasă în finem. Dar na, hai să le cunosc pe Bianca și pe Claudia asta. Din câte am înțeles, sunt două prietene pe care Magdalena le-a cunoscut de la mol, adică alea lucrează la mol, a venit ea să-și niște haine și au fost foarte, foarte drăguțe cu, cu ea și de atunci s-au împrietenit și că au mai ieșit acum, nu știu, cred că chiar ieri, da, chiar ieri, au mai ieșit la o cafea și acum, na, văd că s-au văzut la McDonald's. Chiar sunt curios să le cunosc și eu, să văd dacă, dacă, sunt de treabă sau nu. Am ajuns la McDonald's, fraților, dar momentan nu o văd nici pe Magdalena și nici pe prietenele ei. Ia asta să intru aici în parcare, să parchez, că sunt înăuntru. O, oh, ba nu, nu e nimeni înăuntru. Ba, unde sunt, fraților? Înăuntru, iară, nu e nimeni. Ia asta să... să văd dacă le găsesc. A, ah, uite acolo pe Magdalena. Magdalena, iubire, ce faci? Bună, Marius, ce faci aici și ce fac copiii? Păi uite, m-am trezit dimineața, mi-a spus copiii că ai venit să te vezi cu prietenele tale, aș vrea și eu să le cunosc, că tot am auzit de ele, și am zis să le iau ceva de la McDonald's, dar au spus că nu vor nimic. Unde sunt prietenele tale? A, ah, uite, Bianca, Claudia, salut, aici. O, oh, bună, salut, eu sunt soțul, soțul Magdalenei. Am auzit că v-ați întâlnit la mor și nu știu ce. Ce faci pe aici? Păi, eu abia ce m-am trezit că am astăzi liber de la muncă și am zis să vin să le iau ceva copilor de la McDonald's, dar nu vor nimica. O, Magdalena, ce soți schipe și ai. Mm -hmm, am înțeles. Mulțumesc. Am, am auzit că v-ați întâlnit, întâlnit la mol. Ești norocoasă. Auzi, ce voiam să te întrebăm? A, voiați să întrebați pe Magdalena ceva? Nu, pe tine. Pe mine? Să mă întrebați ceva? Ok. Ce să mă întrebați? Voi cam câți bani aveți strânși, poftim? Adică economii? Așa în mare Ca orice om normal uh, Păi na, nu, nu știu, chiar așa Adică că, cam cât, Stați puțin, stați puțin că Cred că, nu știu, ne-am cunoscut de vreo 60 de secunde Adică cred că sunt niște întrebări așa cam Cam, person, cam personale uh, Ideea este că noi am trecut printr-o Fază foarte, foarte proastă Adică vechi oraș în care am locuit -o a fost distrus, a luat foc și noi acum ne-am mutat aici. Nu prea avem economii din câte mi-aduc aminte. Mașina voastră costă mult sau... Nu știu cât costă, dar ce sunt întrebările astea? Ne descurcăm destul de ok. Cât costă școala copiilor? Stați puțin, voiam să ne cunoaștem mai bine. Păi stați puțin că ne cunoaștem mai bine prima te întrebă ce sunt întrebările astea. Nu mult, nu costă mult. Ok, băi, fete, asta e destul de ciudat. Și nu aveți deloc economii. Dar ce vă interesează? Păi și pe unde țineți voi banii acasă? La ce bancă aveți bani? Bă, 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 Magdalena, ce se întâmplă cu femeile astea? De ce ne tot întreabă de bani și de chestii astea? Nu știu. Bă, a, a, mamă, Magdalena, am uitat să zic... Izabela iar uh, iară a călcat strâmb și și-a luxat glezna. Trebuie neapărat să mergem acasă. Am uitat să zic chestia asta. Trebuie să mergem. Uh, noi trebuie să, uh, să plecăm, da? Uh, zi frumoasă, hai. Uh, papa, fetele, papa, papa, haha, papa, zi frumoasă. Ceau, ceau, Bianca, ceau, ceau, Claudia. Uh, bă, Magdalena, care-i treaba cu femeile astea? Tu ai auzit cine întreabă? Unde sunt? Unde ținem banii? La ce bancă? Nu N-are sens. Da, puțin ciudat. Puțin ciudat, e foarte ciudat. Dar sunt prietene bune. Bă, dacă spui tu că sunt prietene bune, în fine, hai să, hai să mergem la mașină. Dacă spui tu că sunt prietene bune, dar nu știu, mi-e supărut ciudat, băi, și fete, mă întreb, unde ține banii, unde nu știu ce, adică nu văd de ce ar face chestia asta. Hai să mergem până, până la mașină. A, apropo, vezi că Izabela n-a pățit nimic. Doar am zis așa, doar că să, na, să avem vreo... Uh, Mi-am dat seama, da? Să avem așa, fraților, un motiv să plecăm de acolo. Ok, hai să, hai să mergem acasă. Marius, da. Care-i treaba? Trebuie să zic ceva. Mamă, stai să, stai să parchezi pe o parte. E ceva grav? Nu. Nu, 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 mergi. Spune, spune aici, spune aici. Ce trebuie să-mi zici? În seara asta tu și Răzvan... Eu și Răzvan ce? Trebuie să plecați de acasă. Stai puțin. De ce să plecăm de acasă? Nu înțeleg. Ați putea să mergeți la părinții tăi? Uh, bă, da, dar de ce să mergem eu și Răzvan la părinții mei, că n-are sens, adică, de ce să mergem? Vrem să facem seara fetelor. A, a ok, cu Izabela și... A, ok, am înțeles, bun. Da, păi și crezi că Izabela o să vrea? Crezi că Izabela o să fie de acord? Bă, bă, și uite, da, bă, avut de vedere că e weekend, mergem numai bine, mama și tata îl mai văd și pe Răzvan. Ce zici? Da, am vorbit cu ea. Mamă, perfect. Bă, da, mă, bă, și cred că și lui Răzvan o să-i placă să scape de Izabela și că eu nu prea o suportă. O să stăm ca fetele, ne uităm la filme, petrecem, bă, bă, și fete, da, eu sunt de acord. Bun, perfect. Păi hai să... Hai să mergem să, să anunțăm și copiii, să-l anunțăm și pe Răzvan, să vedem ce, ce reacție o să aibă și el. Haideți că am ajuns, fraților, am stat și m-am gândit și, bă, cred că Răzvan 100% o să fie încântat pentru că scapă de, scapă de Izabela. Dar fiți atenți, prima, prima dată o să zic aici o să fie noaptea fetelor, să vedeți și dezamăgit o să fie că, bă, cum adică noaptea fetelor, noi suntem băieți, nu ce. Și după îi spun că, de fapt, noi plecăm. Magdalena, mai bine, hai să mergem să le spunem copiilor. Răzvan, Izabela, dragilor, am venit, am venit de la McDonald's și avem o veste pentru voi. Diseară, în casa asta, o să fie noaptea fetelor. Izabela, tu probabil deja știai, haha, <laughs> eu știam deja. O să fie noaptea fetelor, o să stea aici fetele, o să se uite la filme, o, 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 să se distreze, o să facă ce, ce, vor ele. Răzvane, pe de altă parte, am o veste bună pentru tine, noi doi o să mergem la bunicii tăi, da? O să mergem acolo, o să stăm, numai bine te mai vezi și cu bunicii tăi, că nu te-am mai văzut de ceva timp, de câteva zile, dar na, acum că stăm în același oraș, ar trebui să vă mai des. Voiam să scap de Izabela de mult, ok, hai să nu fim, băi, nu, gata, hai să nu fim, hai să nu fim răi. Păi haideți că eu o să mă duc o să-mi caut telefonul băieți și fete și o să, o să le dau un mesaj lui mama și lu tata să văd dacă ne acceptă. Că nu, ok, nu văd de ce nu ne-ar accepta, dar așa e frumos să întrebăm dacă putem să stăm diseară la ei. Cred că, de fapt, chiar o să fie foarte, foarte, foarte bucuroși. Am primit un mesaj de la mama băieți și fete, le-am dat un mesaj și le-am explicat mai exact ce o să se întâmple. Nu cred că m-a refuzat Marius Cumpule, cum poți să mă întrebi așa ceva? Normal că poți să vii, voi, voi puteți să veniți absolut oricând. Fix ceva v-am spus, băi și fete, cum să, cum să mă refuze. Însă, din mesajul tău, am înțeles ceva și nu știu dacă am înțeles corect. Despre ce e vorba? Magdalena și Izabela o să stea cu două femei numite Bianca și Claudia două femei care lucrează la mol. Da, adică, bă, fratele, eu i-am trimis, lui mamă un mesaj și i-am zis că na. Magdalena și-a făcut două prietene care lucrau la mol și au zis să vină numai bine să ne mai cunoaștem cu lumea din orașul ăsta și chestii de genul, na? Și având în vedere, având în vedere că sunt fete, să ia și pe Isabela și să facă noaptea fetelor, ce e atât de greu. Tatăl tău <coughs> a spus că acele femei sunt suspecte. Poftim? Păi, păi puțin, de unde le știe tata? Și că nu trebuie să aveți încredere în ele. Uh, poftim? Cum adică? Cumva ambele sunt îmbrăcate în verde? Băi, asta e chiar sunt îmbrăcate în verde. De unde știe tata chestia asta? Eu zic să vii puțin până la noi. Pentru că tatăl tău vrea, vrea să-ți arate ceva. Băi, asta spus băi și fete. De unde știe tata că astea sunt îmbrăcate în verde? Hmm. Ia Bă, hai că mă duc până la ei, oricum n-am ce să fac mai bine. Da, hai să le zic lui, lu Magdalena și Izabela că na, o să le lăsăm singure de seară. Uh, Magdalena, Izabela, am o veste bună. Ne-au acceptat ei și de seară o să mergem, uh, și de o să mergem la, la bunicii tăi. Și na, noi o să vă lăsăm singure la, la noaptea fetelor. Însă acum Mi-a spus mama și că să vin să discut ceva cu ea, eu o să mă duc, vă las pe voi aici, Mă iei și pe mine. Răzvane, hai că te iau, hai că eu și pe tine. Na, noi o să venim imediat. Răzvane, hai. Vino după, stai, vino pe aici, vino după mine. Auzi, Răzvane, fii atent. Trebuie să, trebuie să discutăm ceva. Vino cu mine, rapid. Vino aici, vino aici. Fii atent. Uh, Răzvane, mi-a spus, deci mi-a trimis mesaj bunica, uh, mi-a trimis mesaj bunica ta și mi-a spus că cei că tata da, adică bunicul tău, le cunoaște pe femeile astea și că nu putem avea încredere în ele. Și gen, dacă te întrebi, așa nasol, da, o spus că gen, știe cum arată, o spus că sunt îmbrăcate în verde, tu nu le-ai văzut, dar ele chiar sunt îmbrăcate în verde, nu știu, o spus să mergem până la ei ca să aflăm. Hai să mergem. A nu. de ce să nu avem încredere în ele? Hai să mergem. E ciudat, fraților, aș fi zis că poate tata le confundă, dar, na, câte femei, Bianca și Claudia, care sunt surori, și care lucrează la mol și care sunt îmbrăcate în verde există, adică sunt cam multe coincidențe. Pare foarte ciudat tot orașul ăsta pe bune. Păi hai să mergem, fratele și na, o să vedem ce e într-adevăr suspect la femeile astea. Imediat ajungem, băi și fete. Răzvane, crezi că e ceva suspect la femeile astea? Adică, băi, eu nu știu de unde tata le cunoaște. O spus că alea îmbrăcate în verde? Nu știu, eu nu le cunosc nici eu, dar se pare că tata le cunoaște. Nu știu de unde. Dar lasă -o că o să vedem. Dar sună foarte creepy tot ce aud Probabil, hai să, hai să parcăm aici Oricum nu stăm mult Hai să mergem să vedem care e treaba uh, Mama, tata, bună, am venit Marius, care-i treaba? Ce mi-a zis de fetele astea? Ce Marius? Ce? Nu le lăsa pe alea în casa ta De ce? Care-i treaba cu ele? Tocmai ce m-am întâlnit cu ele și sunt niște Ok, sunt puțin ciudate, dar sunt niște femei normale Ce s-a întâmplat? Tatăl lor e cel mai cunoscut infractor din BC și e la închisoare. Păi, păi și ele sunt la fel? Nu, nu, le lăsa în casa ta și ele sunt gen hoți? Să te ferești de ele, dar îți dai seama că sunt periculoase. Mamă, bă, bă, tată, e sigur? Adică, na, sunt, da, cum ai spus tu, sunt surori, lucrează la mol și sunt îmbrăcate în verde. Sunt sigur, să-i spui și Magdalenei să nu mai umble cu ele. E un articol, ia. Ce articol? Stai să ți-l arăt. Buf, fraților. Mamă, Răzvane, cred că se anulează noaptea fetelor. <laughs> Doamne, iartă-mă, ia e Raport BC. Raport al poliției din Blocky City. Prinderea hoțului Liviu Coteaga. Asta e tatăl lor? Liviu Coteaga? Da. După ani de investigații și eforturi susținute, dar ce? Ăsta a fost hoț mai mulți ani? Sau... care treaba? poliția din Blocky City a reușit să prindă și să pună sub să -l pună sub acuzare pe Liviu Coteaga, un infractor notoriu cunoscut pentru furturi repetate din casele locuitorilor. Bă, dacă stau să mă gândesc, această captură este rezultatul unei colaborări strânse între forțele de poliție locale și agenții specializați în combaterea criminalității. Liviu Coteaga a fost în centrul numeroaselor investigații începând cu anul 2016, când au început să apare primele rapoarte despre furturile comise în oraș. Modul său de operare a fost meticulos și sofisticat, permitându-i să evite captura timp de mai mulți ani. Folosindu-și cunoștințele și abilitățile, a reușit să fure bunuri de valoare din casele locuitorilor fără a fi prins. Cu toate acestea, eforturile continue ale poliției au dat roade, iar în cele din urmă, iar Liviu Coteaga a fost identificat și reținut în legătură cu o serie de furturi din, din ultimii ani. Bă, mama ta, să vă spun sincer, când m-am văzut astăzi cu... Când m-am văzut astăzi cu ele, au început să ne întrebe niște, niște chestii foarte personale, să ne întrebe unde ne ținem banii, cât bani avem în economii. Adică dacă să o să mă gândesc chiar chiar are sens. Iar să, să să citesc mai departe. Probele adunate și investigațiile riguroase au dus la punerea sa sub acuzare pentru multiple infracțiuni de furt și intrare fără drept în locuințe. La proces Liviu Cotea a fost găsit vinovat și condamnat la închisoare pe viață pentru activitățile sale ilegale. Această sentință servește drept un avertisment clar pentru cei care ar încerca să comită infracțiuni similare în Block City și încurajează autoritățile să continue să lupte împotriva criminalității în toate formele ei. E cel mai cunoscut în BC. Părinderea lui Cotuiagă reprezintă o victorie semnificativă pentru comunitatea din Block City și pentru eforturile de aplicare a legii. Este rezultatul angajamentului și profesionismului forțelor de poliție, dar și al cooperării cu cetățenii și alte organizații implicate în menținerea siguranței publice. Doamne, iartă-mă. Doamne, ferește, ce se întâmplă în orașul ăsta? Mama tata, deci îmi pare foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați avertizat. Na, acum cred că o să mergem... Nu le lăsa mărți la tine în casă. Nu le las, tată. Na, uite aici, mulțumesc foarte mult. Răzvan, ai auzit? Se anulează noaptea fetelor. Nu, va, nu o să mai trebuiască să venim aici. O să stai cu Izabela. Nu avem ce să facem. Mama, tata, vă mulțumesc foarte, foarte mult. Da. Ideea e că nu vreau să stau cu izabela, dar asta e. Pentru nimic te rugăm mai grijă. Dacă mai am nevoie de ceva de la voi, vă dau un mesaj. Hai, vă pup și vă iubesc. La revedere, Răzvane, vine aici. Pa, pa. Mamă, bă, Răzvane, ți, ți vine să crezi? Gen, e nebunie, da, vin aici. Deci, să, zice să fiu cu tine. Să ce să fiu cu tine, Răzvane. Stai, urcă aici în față. Să ce să fiu cu tine, Răzvane, eu când m-am dus și am vorbit prima dată cu ele, s-a întâmplat ceva foarte ciudat. Ne-au pus întrebări de genul, unde țineți bani în casă, cât economia aveți, cât costă casa, cât costă mașina, cât costă nu știu ce. Dar de ce vor să ne-și voiască tocmai pe noi? Pentru că au văzut că avem dita mai casa. Ei nu știu că a fost cumpărată de părinții mei cu 5.000 de dolari. Mama nu zicea că e prietenă cu ele. Ba da, da, na. Suntem noi aici în oraș de câteva zile. Cât de prietenă poate să fie mama ta cu ele. Știi ce zic? Cât de ciudat. Da, e foarte ciudat, bro. Na, acum o să mă duc și îi spun Magdalena. Sper să înțeleagă chestia asta, gen. Că până la urmă, na, sunt niște necunoscute care s-au comportat frumos cu ea, da? Și acum sunt dita mai prietene. Ție, nu ți-e frică? Nu mi-e frică, răzvane, dacă tatăl lor a fost infractor, nu înseamnă că și ele sunt la fel. Dar 100% plănuiesc ceva, 100% plănuiesc, plă, plănuiesc uh, alea ceva, că dacă nu, nu mă luau la întrebări despre finanțe și chestii de genul. Păi de ce întrebări s-au pus pe bune? Hai să, hai să mergem acasă. Imediat ajungem, fraților, suntem chiar în fața casei. Bă, sper ca Magdalena să înțeleagă faptul că femeile astea sunt foarte dubioase, chiar dacă semnele întotdeauna erau acolo. Dar acum că avem și o confirmare de la tata, sunt dubioase și nu trebuie să, nu trebuie să fie în casa noastră. Chiar dacă totuși băieți și fete nici măcar n-au ce să fure din casa noastră, doar că n-a doar ideea care veni și ar căuta prin toată casa, mă sperie puțin. Pentru că probabil dacă sunt, dacă sunt hoți, o să fac ei cumva așa subtil. Răzvan, vină cu mine. Magdalena, Izabela, avem o veste foarte proastă. Noaptea fetelor se anulează. Nu mai facem nicio noapte a fetelor, absolut nimic, apoi fiți atente. Am fost sunat de mama și de tata și mi-au spus că tatăl lui Bianca și lui, și lui Claudia, care e totodată... Magdalena, sunt surori, nu? Fii atentă. Sunt surori. Sunt îmbrăcate tot timpul în verde, nu? Și lucrează la mol. Păi să spun sincer, tatăl lor tocmai ce a fost condamnat la închisoare pe viață pentru că a fost cel mai recunoscut hoț din BC. Da, ai auzit foarte bine. Și dacă ți-aduce aminte, când m-am văzut eu acum cu ele, sigur e o greșeală, nu e nicio greșeală. E sigur că e tatăl lor 100% sigur, deci vă rog eu. Și când am văzut că ele tot ne întrebau despre bani, unde ținem banii, unde nu știu ce, băi, e clar. E clar ce se întâmplă. E pe bune. Da? Este adevărat ce zice tata Deci pe bune E clar ce se întâmplă Se anulează noaptea fetelor Alea n-au ce să caute La noi în casă E doar o coincidență Ceva imposibil No No Sunați-le Sigur sunteți invidioși Că nu aveți noaptea băieților Băi alo Nu există Sunt fete de treabă Bă, dar voi chiar nu înțelegeți Sunt hoațe Sunt și ele și tatălor Doamne ferește, e noaptea noastră, nu mai e nicio noapte, nimeni nu intră în casa mea, nimeni care vrea să ne jefuiască, nu intră în casa mea, pe bune. Gata. Nu suntem invidioși că n-avem noaptea... Nu e corect. De ce să nu fie corect? n -are ce să se întâmple? Cum să nu se întâmple? Cum să nu se întâmple nimica? Da, Răzvan. Cum? Hai până sus. Stați puțin aici. Eu zic să continuăm noaptea fetelor. Ce noaptea? Bă, nu v-am spus că sunt hoți? Doamne, iartă-mă. Hai până în sus, dar răzvane, ce vrei să-mi zici? Doamne, bă, dar nu ne înțelegem. Am o idee. Ce idee? Nu poți să te înțelegi cu un om. Sunt prea încăpățânate. Da, observ. <laughs> observ, pe bune. Doamne, nimeni nu te mai poți înțelege cu un om în ziua de azi. Hai să le lăsăm pe fetele alea să vină. Păi da, mă, răzvane, dar cum să le, le lăsăm să vină? Să le învățăm o lecție. Oricum n-au ce fura, da mă n-au ce fura Dar totuși e periculos, men, că noi n-avem banii. Bă Răzvane Tu ai dreptate că asta am zis și eu Dar și dacă sunt Violente sau ceva, și dacă aduc arme Cu ele sau ceva, te gândi la asta? Așa măcar o să vadă cu ochilor Nu, 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 stai puțin, și dacă aduc arme Nu o să aduc arme, știi tu că nu o să aduc arme Știi tu că nu o să fie violente Cred eu Văd hmm. da chiar Eu, nu, stai puțin Răzvane Că stai două secunde că vreau să văd dacă într-adevăr nu înțeleg și mă întorc. Fii atentă. Magdalena, Izabela, v-ați răzgândit? Pă bune, nu mai facem nicio noapte a fetelor. Nu există, Marius. Vreți cu orice pres să faceți noaptea fetelor? Eu vreau, da, eu vreau, bine. No. Răzvane, m-am mai bine, facem ceea ce există, dar, fii atent, pe Izabela o luăm. Iar arătăm doar lui Magdalena, aoleu, băi, stai nu va da o luăm pe Izabela cu noi, mergem față și o lăsăm pe, pe Magdalena aici să vadă cum e să fie jefuită, gen, dar bă, nu cred, adică, cred că alea doar, doar o, doar să-și ia țeapă. O, oh, bă, răzvane, de ce nu rămâne și Izabela aici? Bă, deci asta e o idee foarte bună, fraților, pentru că 100%, fiți atenți, fiți atenți, femeile alea nu vor să fie prietenele lui Magdalena, așa că o să vină aici, o să încearcă să ne jefuiască, o să vadă că n-au ce să jefuiască și după nu o să mai avem treabă cu ele, că 100% o să-și dea seama, corect, 100% o să-și dea seama că sunt înzărați și că n-au ce să se așa că perfect o să facem așa, dar după cum am spus, Izabela vine cu noi, da? O să-i dau mesaj și nu mama și lui tata și stăm, ba da, ba da, Izabela vine cu noi, nu, ba da, bun, Magdalena, Izabela, nu vor să ne lase, sunt ofticați, da, am o nouă veste, m-am gândit mai bine și bine. Poate să fie noaptea fetelor, doar că Magdalena, vreau să vorbesc ceva cu tine. Mama și tata mi-au spus că, na, mai ales lui mama, este foarte dor de Izabela și că dacă ar putea să vină în seara asta să stea, mai ales că vine și Răzvană, să vină și Izabela și stai doar tu cu fetele, gen. Și poate mai faceți peste, da, uite, Magdalena, peste o săptămână faceți încă o dată și atunci vine și Izabela. Și chiar vreau să mă și eu aici. Dacă mai putem face, ok, da, uite, săptămâna viitoare facem la fel și atunci vine și Izabela. E bine așa. Eu zic, dar vrem neapărat noaptea fetelor. Da, bun, e bine așa, bun. Deci, Izabela, tu vii cu noi. Așa au spus bunicii noștri, Izabela, da. Tu ești foarte bucuros, zvane, nu? Ești foarte bucuros că vine. Nu. <laughs> ok. Bun. Păi, haide că o să-i dau un mesaj lui, lui mama și lui tata să le spun că, na, o să venim și diseară începe noaptea fetelor. Da, ah, o să vedem, băieți și fete. O să vadă și Magdalena că după ce alea vin aici și probabil o să facă ele ceva, se uită stânga-dreapta, văd că suntem săraci, o să o lase în pace și nu o să mai bage niciodată în seamă. Băieți și fete, s-a făcut ora 8 și este timpul să mergem la părinții mei acasă, pentru că în aproximativ 25 sau 30 de minute trebuie să vină Bianca și Claudia. Și m-am gândit, fraților, și 100% asta este o idee bună, pentru că alea, dacă chiar sunt niște hoți, da și vor să, vor să ne fure chestii din casă, o să vină, o să vadă că n-au ce să ne fure și o să o lase pe Magdalena în pace. Magdalena, iubire, eu cu copiii o să, o să plecăm, pentru că trebuie să vină fetele pentru noaptea fetelor, nu? În 30 de minute vin fetele. Bun, păi hai că îi aduc aici pe copii ca să ție -ți rămas bun și după mergem la ei mea acasă. O să dormim peste noapte acolo. Izabela Răzvan, sunteți pregătiți să plecăm? Da, eu sunt gata, hai să mergem, haide să vă luați rămas bun de la mama voastră, dar fără Izabela, nu? Hai să vă luați rămas bun de la mama voastră și după, după o să plecăm. Sperăm că o să-și înveți lecția. Hai să vedem. Ați lăsat curat? Da. La revedere, eu da, bun. Hai că, hai că o să plecăm, veniți pe aici, Izabela Răzvan. Petrecere plăcută, petrecere plăcută, bun. Hai să ne urcăm în mașină. Și n-am, din câte am înțeles, fraților, Stai să, să, le spun și copiilor Copii, să știți că acum vreo oră am vorbit cu bunica voastră Și bunicul vostru o, o să se ducă până la cumpărături Să cumpere foarte multe dulciuri pentru că nu prea am testat dulciurile din orașul ăsta și trebuie să le testăm. Și o să le testăm așa ca să nu ne plictisim, să spunem așa. Așa și trebuie. Bun băi și fete. Păi haideți că ne auzim când ajungem la casa, la casa părinților mei. Cine mai mare primește mai multe, nu? Da, adică o să fie așa. Noi, adică eu, noi adulții și tu, Izabela, o să, o să, primim câte... 10 dulciuri și răzvane, tot că okay, ești mai mic, o să primești două. Trebuie să le alegi pe alea două. Doamne mele Glumeam Glumeam, toată lumea o să primească egal Hai să mergem Și mai avem câțiva metri Și am ajuns la bunici Let's go Yay, Ce bine, băi să fiți cuminți Adică mama și tata chiar au vrut să vă vadă de foarte mult timp Știu că v-au văzut acum câteva zile Dar na, Pur și simplu, eu am apucat dorul de voi, eu sunt cea mai cu minte. Bă, sincer să fiu cam dacă, na, nu i foarte greu să fii cu minte pe lângă băiatul ăsta, da, 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 tu ești, vină cu mine, hai, hai, să mergem. Mama, tata, să te acasă? Mama, ce faci? Ia, ia uite pe cine am adus, ia uite pe cine am adus, bună Marius, bună copii, mama e bunica. Uh, unde e tata? Unde e tata? Nu e pe aici? Tatăl tău e plecat, unde? La cumpărători. E, ce v-am spus? E plecat să ia dulciuri. S-a așteptat și voi. E, a, a plecat să ia dulciuri. Auzi, mama, ia vină până sus că vreau să, vreau să discut ceva cu tine. Copii, stați puțin aici. Mama, vină până aici să nu ne audă copiii. Băi, alo. Am auzit deja ceva că, că se bat. Fii atentă. Știi că ți-am zis și ție care e planul meu să scăpăm de astea, gen să o las pe Magdalena să stea cu ele în casă și nu știu ce. Dar mă gândeam și dacă... Nu doar o să încerce să ne jefuiască, și dacă o să fie violente sau ceva. Și dacă o să aibă arme sau chestii de genul. Știi ce zic? E posibil să fie violente. Păi ce zici? Spui să. Magdalena e singură? Da, e singură cu ele. Ce spui? Să las copii aici și să mă duc eu acolo să supraveghez situația? Ai putea să verifici, da. Avem noi grijă de ei, da, corect. Corei, păi haide că mă duc, băi, și fete, de, 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 deci fiți atenți, o să stau într-un fel și o să păzez totul, pentru că Magdalena nu vrea să mă, nu vrea să mă cadă copii. Eu vin imediat să fiți minți, da? Mai ales tu, mai ales tu asta micu, da? Să fii cu minte, foarte... <curs customization> Așa. Haideți că vin dulciurile, imediat o să vină dulciurile, să nu faceți vreo, să nu faceți vreo prostie. Haideți să mergem, fraților. Bă, ideea e că... Magdalena nu vrea să înțeleagă că astea sunt periculoase și o să mă duc acolo să văd care e treaba, să văd dacă sunt de treabă, să văd dacă fac ceva. Sper să nu fie... să, să nu trebuiască să intervin, doamne, iartă-mă, dar, na, totuși e, e ciudat ce se întâmplă. E ciudat că ne-au întrebat despre lucrurile alea și eu cred că o să facă ceva în seara asta. În fine, hai să mergem și să vedem dacă ele au ajuns acolo. Imediat ajungem, fraților, dar vreau să văd dacă cumva și-au lăsat mașina pe undeva pe aici sau poate au venit pe jos. Hmm. Eu nu o să las mașina acolo, că mi-e frică, că nu cumva să-și dea seama. Haideți că o să o las aici. Uite, o să o las aici în pădure, parchis cu spatele. Și hai să vedem dacă au venit sau nu, bro, dacă au venit la noaptea fetelor. Dar din câte văd, nu e nicio mașină pe aici. Oh, 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 se pare că sunt acolo. Stați două secunde să văd, uite, e și ușa deschisă. O să închid ușa. Stai să fac care-i treaba, men. Da, uite-le, hopa! Să că vorbește ceva? Așa spune Claudia. Bă, băi, uite, ia, ia să că vorbesc despre ceva. Mamo, despre ce vorbesc? Cred că vorbesc despre... Ce nebună! Mamă, mamă, sta, sta, stați puțin să nu mă vadă sau ceva de ce fraților. Stai să să vin fix aici, să, sper să nu mă vadă. O poveste despre fostul meu iubit, cu manșelat a cu mamă, bă! Bă, se pare că se înțeleg bine. Cum s-a întâmplat? Stai. Știi că eu lucrez la mol. Bă, fraților, văd că... Na, au o discuție normală despre fostul iubita lui Claudia. Da, știu, Bianca, tu știi povestea. Și aveam de lucru până ora 16.00. Și ce s-a întâmplat? Așa. Da, eu știu. Așa. Și lui am zis că ies mai târziu. Ok. Bă, momentan, din câte văd, nu, nu, cred că au pus ceva microfoane sau ceva în casa noastră. Chiar dacă eu, de fapt, ieșeam la 16.00. Pentru că îl suspectam de câteva zile. Spune ce s-a întâmplat. Că e o nebunie totală. Se comporta cam ciudat cu mine. Ok. Și-o fi că nu spune că l-a prins pe aia cu el la mol. Și na, cum am ieșit mai devreme, I-am văzut în mol cum se țineau de mână. Mamă, ok. Bă, băiatul ăla n-a fost atât de inteligent. Fie vorba între noi. Chiar dacă ieșea gagică s-a mai târziu sau mai devreme de la mol, nu te duci să te plimbi prin mol. Mamă, să vezi și făceam. Se îndetrau spre sala de cinema. Te-ai luat de el. Cred că s-au cam <laughs> despărțit. Fie vorba între noi. M-am întristat foarte tare. Nu, nu plânge Bianca. O, oh, Bianca plânge, bro. Doamne, iartă-mă. Bă, n-aș de tot. Acum asta este. Până la urmă asta e. Da, e foarte greu. Am încercat să trec peste. Bă, băi, și că eu o să plec, că bă, uite, văd că sunt niște... Na, da, niște discuții normale. Poate chiar le-am judecat greșit. Noi ieșim până afară să dăm ce? Continui după povestea. O spus că este până afară? Mamă, ia stai, se duc până afară. Ia stai, frate, să mă duc și eu până afară. Mamă, ia stai. O zis că se duc până afară. Ce, ce, ce vor să fac afară? Ia stai. Ia stai, ce vor să fac afară? Omu, stai. Ce vor să facă? Mamă, Claudia. Asta e vai de capul ei. Bă, o bârfesc. N-are niciun ban. Bă, v-am zis, fraților. N-are niciun ban. Am vrut, n -n -n, dar n-am vrut să-i zic nimica. Hai să plecăm că n-avem ce să jifuim. Bă, v-am zis, eu eram sigur. Nu. Stai, Claudia, ce zice? Stai, cum adică? Băi, nu putem pleca. Mamă, vor să... Uh, joace de-a Știm de ce am venit. Păi bă, n-ai cum să ne jefuiști, băi, Claudia. Fie vorba între noi. N-are banii. Corect. Ce jefuim? Mergem înăuntru. Ne comportăm frumos. Și normal. Sigur că simt ceva. Păi, fraților, eu cred că pot să mă retrag. Adică, na... N-are de niciunele. Hai să o lăsăm așa, Claudia, pe bune. Hai să... Na, eu cred că o să plec. Nu. Bă, asta tu nu vrea. Trebuie să rămânem. Bă, dar de ce tu zici să rămână? Sigur că simt ceva. Am mai zis asta și înainte. Crezi tu? Da. Hai să mergem. Bine. Facem ca tine. Ce vor să facă? Ne comport. Hai să o jefuim. Bă, cu... Bă, bă. Bă, asta e. Cum, cum, adică să o jefuiască? Stai puțin. Ok, hai. Care-i planul? O luăm ușor că nu se așteaptă. Bum. Că nu se așteaptă. Bum, ce? Perfect, perfect, ce? Hai, bă, ce vor să facă? Bă! Ce vor să facă? Mamă, sper, sper. O, chemăm okay, afară și aici. A? Și aici ce? Știi tu? Știi tu ce? Mamă, bă. Bă, 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 mă panichez. Bă, frate, ce vor să facă? Mamă, ce bine că nu m-am văzut. Bă, dar ce vor să facă? Bă, ia stai. Vor să afară pe Magdalena. Ia stai, men. Stai. Da?

stai că am și un pistol. Am și un pistol sus în dormitor. Mamă, stai puțin, băi, fete. Am și un pistol sus în dormitor, mamă, trebuie. Nu, mamă, ce s-a Ce s-a auzit? Nu, 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 nu. ce s-a auzit? Nu! Nu, 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 nu. Nu, 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 stați. stai, sta sta stai. Stați 2 secunde. Băi, alo. Stai. Nu, 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 fete, ce se aude? Mamă, mamă, sper că Magdalena n-a pățit nimic. Sper că Magdalena n-a pățit nimic. Alo, 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 Băi, gata. Ce faceți aici? Marius, nu! Ce faceți aici? O să și pe soțul ei. Bă, plecați de aici în momentul ăsta sau sun la poliție acum. Plecați de aici. Plecați de aici sau vă împușc. Plecați. Plecați acum. Plecați. Plecați, mă, că sun la poliție. Plecați. Hai, rapid. Fugiți. Doamne, iartă-mă, ce-a fost aia? Băi, Magdalena, ești bine? Sunt speriată. Hai-te în casă. E, te un împușcați? Nu, doamne, iartă mă vezi, mă madrena, ți-am zis că sunt nebune. Mă mă fete, trebuie să o sunăm la poliție. Trebuie neapărat să sunăm la poliție să facă domn polițist o investigație. Doamne, iartă mă bine că ai venit. Doamne, iartă mă ce femei nebune. Eu le-am văzut, m-am dus rapid, am luat arma din dormitor, că știți că am o armă în dormitor, a venit aici, le-am amenințat, am tras niște focuri de, de, avertizare și ele au tras la fel și după au plecat fix în pădurea aia din spatele, din spatele dumneavoastră. Deci vă rog eu, domnul polițist, să faceți ceva, să le găsiți, să le băgați după gratii, pe bune. Da, mare -o să mă ocup eu, chiar e ceva suspect, pe bune. E ceva suspect acolo, chiar vă rog. Stați liniștiți. nu le voi lăsa să scape. Mulțumesc, domn polițist. Magdalena, hai să mergem înăuntru. Doamne, iartă-mă. Vezi, Magdalena, ți-am spus. Hai, hai de fapt, Magdalena, hai că vină după mine, hai să mergem să luăm mașina și să stăm peste noapte la IMEI și totodată, tu crezi că o să se întoarcă femeile astea? Nu știu, eu sper să nu, dar trebuie să avem grijă, corect, hai să mergem băi și fete, o să mergem la IMEI, voi ce credeți, credeți că o să se întoarcă sau nu?